În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Azi o să avem puțin distat, că este Duminica Orbului. Sunt două motive și multe oftalmologii în Iași, deci ceea ce înseamnă că și printre noi puțini văd sau nu văd bine. Multe secții de chirurgie oftalmologică, unde se mai repară câte un ochi, dar astăzi vom vorbi despre ochii din minte, despre ochii din inimă, despre ochii cei trupești, despre ochii cei sufletești și poate să vorbim ceva și de ochii inteligenței. Și când mă refer la ochii inteligenței, mă refer că noi gustăm trei lumini. La început Dumnezeu, dându-și seama că lumina e un absolut necesar, a spus să fie lumină și fața întregului pământ a fost scăldată într-o lumină divină și cum obișnuia Părintele Cleopa să spună, nu o lumină făcută cu ciocanul, ci din cuvântul lui Dumnezeu, o lumină care încălzea toată făptura, pentru că deja se vorbește de un întuneric de nepătruns, unde spune așa, și Duhul lui Dumnezeu, întuneric era peste tot pământul, și Duhul lui Dumnezeu plutea sau domnea sau plutea deasupra apelor. Se purta. Era ca un abur de viață care nu avea încă porunca însămânțării divine. Am putea spune, după învățătura marelui Grigore Palama sau după anumite idei frumoase ale Sfântului Serafim Roz, marele pusnic de prin Alaska, că vorbim în acest întuneric despre taina codurilor genetice ale lumii, modul cum a trebuit conceput omul, modul cum a trebuit concepută vegetația, modul cum a trebuit concepută tot ce înseamnă regnul animal, târătoare, păsări, animale, modul cum au trebuit concepute cerurile, modul cum au trebuit gândiți îngerii. Deci toate intră în preștiința lui Dumnezeu. Acum ce v-am spus eu dumneavoastră poate să provoace și amețeală, dar vreau să mă explic de ce am început lucrul ăsta, să vi-l explic. În general, pentru că noi trăim dintr-o cultură generală și ați văzut toată lumea gândește la general, avem întotdeauna acest conflict care ține și de generație, ține și de vârstă și de etapa istorică, ține uneori și de ceea ce numim noi cultura profană de afară. Vedeți, unii oameni sunt foarte hazardiști și ca să arate că sunt oameni trecuți prin viață sau sunt oameni care au luat contact cu genialitatea, vin și ne explică marele progres al științei. Și vorba, expresia auzită sau citită, știți că uneori este cu tremur afară. Dumnezeu tremură de frica științei să nu-L descopere. Aproape că e speriat. Deci știința nu face altceva decât să dezlege pas cu pas, clipă cu clipă, tainele necunoscute ale lui Dumnezeu, a lucrării luminii celei necreate, care izvorăște din puterea Lui și din ființa Lui și care ține și guvernează tot pământul. Dacă îi le spui unui botanist, poate îl impresionezi. Dacă îi le spui unui zoolog, poate îl impresionezi, pentru că vede zidirea lui Dumnezeu, o contemplă și o înțelege. Dacă îi le spui unui nepregătit sau unui zeflemist, sau dacă îi le spui unui om lipsit de înțelepciune, s-ar putea să-ți râdă în nas și să zică, lasă-mă cu prostii de astea. Deja știința face progrese uriașe și noi nu avem nevoie de explicații bisericești. Biserica să se ducă în evul ei mediu și să nu mai împiedice cultura populară, modernă și știința modernă și descoperirile. Este adevărat că s-a inventat telefonul mobil. Este adevărat că s-a inventat satelitul.
Este adevărat că s-a inventat vorbirea la distanță de pe un continent pe altul, dar să nu uitați că înainte de această tehnologie, marii sfinți ai pustiei, și vă recomand Filocalia 11 aici, o să vedeți întotdeauna când vorbesc câte ceva, vă dau o bibliografie. De ce? Ca să vă spun de unde m-am inspirat, să nu credeți că vin să-mi dau cu impresia despre lucruri pe care nu le-am auzit sau nu le-am văzut. Le-am citit, nu le-am cunoscut. Ca să ajungi să cunoști adâncul tainelor dumnezești, trebuie să fii foarte mare. Și spune că Ioan îi scria lui Varsanufie scrisori și întâmplarea se face, că pe atunci nu se dădea prin mail, nu dădeai pe Skype, nu vorbeai prin viabă ăla când te uiți și îl vezi pe celălalt, ci se ducea omul cu piciorul și ducea scrisoarea. Și ucenicul ducea niște întrebări la pusnicul respectiv, iar pusnicul respectiv de acolo avea deja pregătite răspunsurile și îi dădea lui Ioan răspunsurile la întrebările care nici nu le citea. Deci ei se știau cu Duhul. Și când Sfântul Antonie traversa pustia Egiptului, la un moment dat se oprește și spune ucenicilor să ne închinăm cu smerenie, căci sufletul Ave Amona se ridică la cer. Nu știu dacă aceasta vine dintr-o halucinație, nu știu dacă aceasta vine dintr-un sindrom de schizofrenie sau nebunie, nu știu dacă aceasta vine dintr-o dereglare neuropsihică, că în momentul când au ajuns în mănăstirea respectivă, au întrebat ce este cu Ave Amona. Păi are două zile când pe la amiază s-a ridicat la cer, a fost luat la Domnul. Deci pusnicul, care era la 10 de kilometri de el, până să ajungă la el, i-a văzut sufletul călătorind cu îngerii. Așa și sfinții știau ce se întâmplă peste o lună, peste două, peste trei, peste nouă. Bine, nu atât înainte vedere ca astăzi. Astăzi avem foarte mulți clar văzători. Dar asta e din cauza dioptriilor. Ați văzut, sunt boli care nu vezi de aproape și aceia sunt oamenii normali. Sunt boli care nu vezi de la distanță și atunci pui ochelari. Iar când ți-ai pus ochelari, începi să vezi la distanță. În momentul când începi să vezi înainte, cum spun eu, dar să vezi rău, te duci și pe tine în eroare și pe alții. Și vom vedea că pentru asemenea eroare, Dumnezeu a lăsat o alt fel de lumină. Lumina soarelui. Lumina cea percepută de noi oamenii cu ochiul, în forma ei fotonică, oftalmologic. S-o percep ca lumină. Ei, această lumină se numește zi. Deci nu e orice fel de lumină. Lumina de la bec nu o poți numi zi. Spune-ți că am un bec, luminează ca ziua, dar nu-i zi. Ei, această lumină vine tot din cer și stă tot în sprijinul omului pentru că îi dă două lucruri. Îi dă puterea de a se hrăni cu plante care consumă lumină și atunci tu devii un om luminat sau vegetarian. Și ați văzut această țintă, o pândesc în general yoghinii. Ei mănâncă întotdeauna crud, nefiert, semințe, cereale și ajung la acele transe pe care le invocă ei și pe care le cultivă, care păcat că în final se termină în dezmăț și în dezordine. Dar ei încep cumva ortodox, de aia era odată o carte care a circulat imediat după Revoluție, era un curent de modă, creștinism și yoga. În yoga își bagă și dracu coada, în creștinism se amestecă Hristos, pentru că El a spus, cel ce este întru mine și eu întru El, acolo va veni și Tatăl meu, vom face locaș în El și vom fi cu El. Iar cel ce mă iubește, acela este care păzește poruncile mele. Deci iată ce frumos. Ăsta e primul semn că un om iubește pe Dumnezeu. Acela păzește poruncile mele. La acest efect al cuvintelor, acesta păzește poruncile mele, venim ca să descongestionăm mintea multora care vin și spun. Dar religia e ceva învechit care ține omul sub obroc, ține omul într-o frână, nu-i dă voie să dezvolte, nu-i dă voie să gândească. Nu este adevărat. Nu trebuie să fii criminal ca să gândești.
Nu trebuie să fii armăsarul satului ca să ai minte. Nu trebuie să fii ultimul huligan și bețiv din sat ca să fii deștept. N-are treabă biserica să stea în calea progresului. Nu vine biserica să-ți spună nu studia, nu cunoaște, nu descoperi, ci din contra vine și îți confirmă că ceea ce tu afirmi prin știință, ea confirmă prin Scripturi. Ca să vă fac să înțelegeți un lucru simplu și ca să vedeți de ce mă bag în lumina cunoștinței și mă bag în lumina aceasta percepută de soare, se spune că Noe a făcut o corabie în care a luat toate animalele pământului să le ducă la potop, atunci să păstreze din ele câte două perechi necurate sau câte o pereche și câte 7 curate, că din alea aducea și jertfă. Și spune că după ce a terminat, corabia, a uns-o cu smoală. Hai să ne gândim teoretic și logic când s-au inventat descoperirile petroliere, adică extracțiile, ca să vorbim de zăcămintele subsolului. De unde avea asta fabrică de fabrica smoală? Păcură. De unde avea asta tehnologia preparării acelui produs care în momentul când e cald se lipește și când e rece se întărește? Și dacă te duci în adâncurile Scripturii și dacă cauți în cărțile vechi și în învățăturile care sunt legate de Scripturi, ai să găsești că pe vremuri pământul zăcea de puțuri de păcuri, adică partea de hidrocarburi neprelucrate în forma ei masivă, brută, pentru că pământul nu știe nimeni de când este. Noi știm de când a început Dumnezeu să creeze lumea, că a făcut întâi cerul și pământul, dar ăla e un început care nu ni se explică nouă, e un început a ceea ce putem noi cuprinde în minte, dar noi nu știm ce e dincolo de început. Și atunci, știința vine și îți descoperă descompunerea, depunerea straturilor, etc. și nu știu ce, dar Dumnezeu vine și face aceste puțuri de păcură care erau folosite și atunci ca izvoare, și undeva în Scripturi scrie despre aceasta, am găsit conotația întâmplător citind altceva fără să mă intereseze și am rămas mirat când am găsit, venea să cred că cineva a căzut într-un puț de apă neagră. Deci scria acolo în învățătura Scripturii. Și iată cum aflăm lucruri pe care știința le descoperă când? Cu 2, 3, 400 de ani în urmă. Că nu știu dacă se știa de petrol în vremea lui Ștefan cel Mare, se știa de grăsime și de ceară de albină și de făclii și de său și de untura și grăsimea de la animale din care se făcea opaițul, care îl găsim și pe vremea dacilor și mai încoace. Și noi avea păcură să ungă corabia. Trecând de la această lumină perceptibilă care ne dă puterea să vedem cum arată pomul, floarea, iarba, să ne hrănim din ele, trecem la lumina cunoștinței care ține de minte, de înțelegere, de pricepere, de studiu, de cunoaștere. Și în momentul când intrăm în această adâncime, descoperim ce descoperă oamenii de știință. Ei pun la îndemâna omului tot ce descoperă, tocmai pentru a promova cultura și gândirea minții omenești care este insuflată direct de Duhul Sfânt. Ar putea cineva să explice tehnic cum doctorul care pune un bolnav pe masa de operație și îl adoarme, îl taie, scoate boala de acolo sau organul respectiv, pentru că este foarte multă speculație pe ce? Pe tema chirurgicală, a transplantului de organe, a operațiilor și toată lumea, deci cei care cunosc tac, cei care nu cunosc vorbesc sau șoșotesc, cum sunt și babele pe la colțuri. Ai văzut? Aia și-a luat o casă mai scumpă decât poate să o plătească. I-a luat o bancă. Ai văzut? Aia și-a luat un bărbat prost în șală sau așa ceva. Cam așa e și în domeniul acesta. Și unul vine și spune, nu, e păcat să te operezi, e păcat să mergi la medic, e păcat să te tratezi, cum sunt jehoviștii care nici măcar nu donează sau nu acceptă transfuzia de sânge sau nu știu care din ei nu fac armata sau nu pun mâna pe armă și așa mai departe. De ce am scos în evidență lucrul ăsta? În momentul când știința a avansat,
încât pentru o piatră la fiere acum 50 de ani mureai, că făceai infecție și nu știai ce ai avut, sau cu 100 de ani, sau mureai de o durere de măsele, sau făceai o boală de inimă și nu știai să o tratezi și te găsea deja ca lemnul, iată că astăzi scoți o inimă stricată dintr-un om, cum ai lua o piesă dintr-un ceas și pui una sănătoasă. Și aia luată de la un mort. Pentru că cel care o donează este în moarte cerebrală. Dacă l-ai scos din aparatura aia tehnică, el în următoarea secundă e cadavru. Dar acel aparat întreține funcționalitatea corpului și noi ne folosim de ceea ce numim inimă, ficat, rinichi, cornei, mai departe, ce s-o fi luând ăștia care sunt de specialitate, știu. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Asta ține de lumina minții. Numai mintea oarbă și bolnavă și poate fanatică câteodată sau exagerată vine și spune, nu, eu nu am nevoie să mă tratez, să mă facă Dumnezeu sănătos. Dumnezeu te face sănătos prin oamenii Lui. Încă de pe vremea când erau apostolii, oamenii veneau la preot sau la apostoli, cum erau apostolii, și puneam mâna pe ei și să-mi vindecau. Numai că se pare că vorbim de o epuizare a lucrării Duhului Sfânt în lume. Dacă în vremea apostolilor, pentru o viață curată și ordonată, cum ați auzit azi la apostol, voi n-ați fost atent, eu m-am concentrat acolo și eram atent că mă interesa pentru predică, să văd ce spune în apostol. Spune că a venit îngerul și a deschis temnița și a ieșit Petru afară. A venit alt înger la casa lui Corneliu și i-a spus, rugăciunile tale și faptele bune au ajuns la Dumnezeu și rugăciunea ta a fost auzită. Încă o dată vă repet, e foarte ciudat să ai puterea să vezi un înger. Cum stăm noi aici în biserică și vorbim unii către alții, să vezi că un înger zboară pe deasupra noastră, vine și se pune lângă unul din noi, oricare ar fi el. Nu poți să-ți dai o explicație. Nu poți să-ți dai cu părerea. E un lucru fără experiență. De-aia vorbim de un întuneric al minții, că așa spune, luminătorul trupului este ochiul. Deci vedeți, dacă sunt din carne, am și un organ din carne, că aici trebuie să ajungem. Dar luminătorul sufletului este mintea. Și de aici îți dai seama cu ce bolovan ai de-a face, când vezi cât e de întunecat la minte și cum să chinui acel suflet cu un așa bolovan pe umeri. Într-o vorbă veche populară, bătrânii mai de demult, ca să nu era o lege a bunului simț și a respectului și a omeniei și a delicateții, dacă vreți, creștinismul este o religie a fineții. Că noi am transformat-o astăzi într-un fel de bâlci. Nu știm ce respectăm, ce păstrăm, ce lăsăm, ce adăugăm sau venim noi cu para invenții sau venim noi să scoatem ceva nou în evidență, asta e cu totul altceva. Dar creștinismul era o religie a delicateții sufletești. Cei care se întâlneau în biserică erau frați și surori. Adică aveam același Dumnezeu și același tată și același părinte. Și de aceea și în ziua de astăzi se mai folosește în mănăstire termenul de frate sau soră. Ei, noi azi ne zicem mârlane, prostane, cum ne vine nouă la gură. Golan, bandit, porc. Ați văzut ce apelative frumoase ne adresăm când ne certăm sau când vorbim. La toate acestea, la această delicatețe, cel mai des cuvânt folosit în creștinism era cuvântul iartă-mă dacă ți-am greșit. Și dracu se topea. Era ca o ceață care dispărea în următoarea clipă. Aceasta venea dintr-o lumină a minții. Când mintea a intrat în întunericul de necunoaștere și de bădărănie sufletească, ca să folosim un termen potrivit, oamenii au început să se cam lipsească de Duhul Sfânt și să cadă din ce în ce mai mult sub povara diavolului. Sunt ferm convins și când spun aceste cuvinte, nu le trăiesc, ci le simt când vi le spun, că sunt oameni care când îi spui de diavolul râde sau chicotește sau își dă coate sau zice, bă, ăștia în secolul 21 când tu vezi că atmosfera e făcută din fotoni, din particule, din atom, din electroni, ăla vine să-mi spună mie de diavolul. Eu nu vin să-ți spun de diavolul, ci vin să spun că tu vii și îmi povestești că ai simțit pe tine o putere
care te apăsa sau te zugruma sau te sufoca și până n-ai făcut cruce cu limba, n-ai scăpat. Și nu e o invenție popească, ci este o invenție a creștinului care a trăit acel sentiment și a venit și l-a spus, l-a spovedit. Ca drept dovadă că entitatea respectivă, fie ea negativă, fie demonică, există. De unde americanii, marea cultură a planetei, unde vorba aia, NASA, unde se elaborează toate minciunile și poveștile de adormit copiii uneori și nu toate adevărurile, tocmai ei vin și vorbesc de vampiri și filme cu duhuri care te strâng de gât sau îți beau sângele. Da, o societate civilizată care coboară cu mintea în horror, numai că între horrorul din scripturi și horrorul din film e o mare diferență. Horrorul de la televizor îl poți privi cu echilibru, pentru că este o ficțiune omenească, dar în momentul când te-ai trezit cu un pumn în cap în miezul nopții când dormi, sau aruncat de pe pat, sau sufocat, atunci ai un horror personal care te îndeamnă din primă urgență la rugăciune și primul semn e să-L cauți pe Dumnezeu. De ce? Că sufletul din tine e de natură divină. Și de ce v-am povestit lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că ține ușor de orbirea minții. Poți să o pui pe coincidență, poți să o pui pe întâmplare, poți să o pui pe o stare nervoasă sau neuronală, dar ea ține totuși de lumea duhurilor. Diavolul a căzut din cer și există, bântuie pe pământ cu toate slujile lui, cu toți slujitorii lui și cu toată lucrarea lui. Iar atunci când spui într-o rugăciune de dezlegare să se depărteze, să se împrăște și să fugă în loc pustiu și neumblat, într-adevăr nu te adresezi particolilor, fotonilor, electronilor, atomilor, ci te adresezi demonului, care este o entitate cu rațiune gânditoare. Ei pot face bine dacă sunt îngeri buni sau pot face rău dacă sunt îngeri răi. Această întunecare a minții ține de necunoaștere. Aici e evul mediu, și timpuriu, și actual, și contemporan, și evul mediu vechi. Dacă Biserica Catolică a făcut niște greșeli fundamentale prin Inchiziție și a încercat uneori să stopeze știința, să ne gândim la Galileu Galilei cu pământul să învârte, să ne gândim la mulți alți oameni care au fost uciși sau, mă rog, scoși din circuit, tocmai pentru faptul că veneau cu niște informații. Ei, știința astăzi demonstrează ceea ce înseamnă mișcare de evoluție, solstițiu, ce înseamnă echinocțiu, ce înseamnă mișcarea lunii, mișcarea astrelor, mișcarea stelelor, ce înseamnă toată această strategie a cerului, această matematică a constelațiilor. Dar nu poate demonstra ce? Nu poate demonstra oamenilor încă această știință numită astronomia, că astrologia ține sau nu de trecutul uman, de firea umană, de voința omului, de existența lui, de zodia lui, de zodiacul lui și așa mai departe. Deci dacă îi spui unui om nu crede în zodiac, râde de tine, pentru că el și-a implementat o idee în minte și el știe că e prost că e în zodia berbecului, care nu are nicio treabă, ai o constelație de stele cu treaba lor. Sau nu spun eu sunt deștept că sunt fecioară, sau eu sunt deștept că sunt rac sau capricorn, sau ce mă rog constelații sunt. De ce vă amintesc lucrul ăsta? E o știință desfășurată în mintea omului pentru a-i completa anumite deficiențe și a-i justifica anumite scăpări prin care el vrea să demonstreze atunci când are un viciu că devine steaua lui norocoasă. Adică, dar nu știi că eu sunt leu și n-am răbdare? Dar eu știu că ești prost și n-ai răbdare. Știu că ești leneș și n-ai răbdare. Știu că ești puturos și n-ai răbdare. Știu că ești comod și n-ai răbdare. Nu vrei să te implici, nu vrei să-ți asumi responsabilitatea? Asta te face să n-ai răbdare. Ce-ar fi fost dacă într-o școală, ceea ce de acum vorbim de cultură, de lumina minții, ar fi spus așa, cei din zodia racului sunt proști, să nu mai facă carte. Cei din zodia berbecului sunt grei de cap, lasă-i în clasa întâia toată viața, că ăștia îmi prind greu. Așa e constelația lor, nu există.
Noi tratăm toți oamenii la fel. Societatea are o singură normă morală și socială pentru toată lumea. Toți trebuie să ne respectăm, toți trebuie să ne iubim, toți trebuie să ne îngăduim, toți trebuie să ne suportăm, să muncim la aportul material al societății care începe de la leagănul maternității de unde se naște prima făptură omenească până la leagănul de unde fiecare făptură și ia loc în pământ, în liturgia cosmică a descompunerii veșnice, în atomii și materia din care te-ai făcut. Însă, fiecare cu capacitatea lui de orbire. Unii au trăit și au făcut umbră pământului, alții au trăit și au fost genii, alții au trăit și s-au luptat și la sfârșitul vieții, spun ca Apostolul Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că ce mi-am pus în plan am rezolvat și în general dumneavoastră știți în ce constă rezolvarea. Copiii la locul lor, gospodărie la locul lor, casă la locul ei, toate puse în rânduială, cum spun oamenii. Băi, am purtat și parastasele, mi-am îngropat și pe maică, mi-aș pe taică, mi-am pus și mormintele în rânduială, știi cum își face omul o ordine exterioară și firească a lucrurilor. Ei, la toate acestea contribuie voința și știința. Știința care te îndeamnă cum să găsești calea cea mai bună de rezolvare a problemei și voința cum să găsești modul să te determini pe tine să faci lucrul acesta. Pentru că unii de puturoși ce sunt, poate nu mai au nici cruce la mormânt. Și asta nu că era greu să bați două lemne cruciși și să le pui acolo. Din comoditate, dar ce folosește? Nu o folosește la nimic, este adevărat. Când va suna trâmbița și glasul arhanghelului, ieșim și din gura șerpilor dacă am fost mâncați și tot oameni ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Dar orbi sau văzători? Cu lumina minții în minte, cu lumina cunoștinței în partea rațională și intelectuală, sau cu bagajul, cum mai spune câteodată și vorba populară, amintiri sau fapte bune care le poți lăsa mai departe, mici chititorii spirituale, de aia citim cărți de Sadoveanu, de Dostoievski, de Hugo, de nu știu care, Balzac, Dumas, ca să vedem cum au gândit și alții, ce au gândit și alții, ce idee au avut, ce principii au avut, ce viziune au avut. Și asta încearcă uneori și cinematografia să facă, și literatura, și mass media, și toată lumea. Că la un moment dat standardul scade și noi ne coborâm în mocir, la asta e treaba fiecăruia la modul la care el abordează viața și pe el însuși. În schimb, orbirea rămâne ca o plagă și am să vă fac să înțelegeți cum numim noi orbirea sufletească actual, ca să o înțelegem. Ați văzut vreodată un om neștiutor de carte, nu vorbim de un copilaș căia, încă nu au rațiunea dezvoltată să priceapă literele, de la 4, 5, 6 ani și aia le pricep. Noi vorbim de un om matur, care n-a făcut carte. Ce e așa de greu la un om de 60 de ani să te chinui într-un an de zile, să-i predai literele și să-l înveți să citească? Și el spune, nu pot, nu prind, nu înțeleg, uit. De ce oare? Pentru că mintea trece prin niște etape, atât de ale inteligenței, atât ale cunoașterii, atât ale priceperii, atâta stării sufletești. Lei la grădiniță la 4 ani și îl înveți o poezioară de câteva rânduri. Și el o spune la serbare și e foarte satisfăcut. Și eu spui la unul bătrân, nu o pricepe, nu-i place, nu-l interesează și nu înțelege. Sau ăla învață să numere și să scrie, iar ăla mare nu poate prinde. Dar el se uită, știe că aia e carte, știe că ăla e ban, știe că aia are valoare, dar cum știe? Știe din experiența practică, dar nu cunoaște din partea inteligibilă. Deci poate să fie o carte cât de valoroasă lui, dacă îi trebuie o foaie să prindă foc, o rupe și o pune pe foc, că el nu cunoaște valoarea cărții. Ei, așa este și în Scripturi și cu Dumnezeu. În general, toată lumea de pe pământ, începând de la ultimul ateu sau hulitor de Dumnezeu, până la cel mai avansat creștin și lucrător a rugăciunii lui Iisus, toată lumea știe că există un Dumnezeu. Și toată lumea încearcă să-i dea un nume. Unul îi spune o forță supranaturală, unul îi spune Dumnezeu, unul îi spune zeu, unul îi spune putere, unul îi spune entitate și mă rog, fiecare își dă cu presupusul, altul îi spune forță magnetică, auzi tot felul de prostii, dați pe Discovery și vă actualizați ideile.
Dar el totuși are un nume. Eu sunt cel ce sunt. Și cu nume multe și fără nume. Fără nume, pentru că Dumnezeu nu poate fi cuprins în minte și înțeles ca lucrare, pentru că lucrarea lui e prea vastă. Și am să vă spun eu întotdeauna cum mă mir de puterea lui Dumnezeu. Cum același soare care este pe cer în fiecare zi ne încălzește și ne luminează pe toți, dar eu dacă aș fi mai șmecher vreau așa soarele să-mi dea raza mea. Eu o vreau pe a mea care mă încălzește pe mine. Pot să o aleg? Nu pot să o alegi. Așa cum tu nu poți să-ți alegi căldura ta de la soare, dar tu primești căldura de la soare, așa nu poți să-i dai tu personal un nume lui Dumnezeu care să-i rămână acela ca așa vrei tu. Și atunci ateul merge prin negarea lui Dumnezeu. Nu o face din răutate, o face din analfabetismul științei. Cum analfabetul nu pricepe cifrele, liniuțele și literele și habar n-are când se uită într-o carte, așa este și ateul orb și nu-L înțelege pe Dumnezeu atunci când aude vorbindu-se despre El, spunându-se despre El, întâmplări despre El, minuni despre El. Toate sunt sefeuri sau schizofrenii, foarte ușor de justificat. Coincidențe, totul se explică științific. Asta însă rămâne interesant și se vede lucrarea demonului, că atunci când ateul îți explică științific despre Dumnezeu, pătrunde niște taine și niște idei și niște ideologii și niște filozofii, că te miri, bă, dar ăsta e prost, dar știe carte, mă. În schimb, dacă l-ai întrebat crezul, Tatăl nostru și Psalmul 50 sau Împărate Ceresc, nu-l știe. Păi cum poți să știi tu atâtea teorii cuantice? Cum poți să știi tu atâta filozofie, atâta chimie, atâta fizică, atâta astronomie, atâta cultură și lucruri din astea care țin de astral, de pământesc, de metafizic, de parapsihologic și să nu știi cea mai elementară rugăciune, Doamne, miluiește-mă, sau Doamne, Fiul Dumnezeu, mântuiește-mi păcătosul. Deci aici se vede îndărătnicia și lucrarea demonului peste o minte căzută în orbire. Asta am vrut eu să înțelegeți astăzi. Era foarte ușor să vă repet Evanghelia și să vă spun cum un orb a venit la biserică și Iisus i-a uns ochii cu tine. O să vorbim în două idei și despre așa ceva, dar asta este consemnat în Evanghelie. O să luăm noi de acolo doar câteva elemente prioritare. Și uite așa, cu acest analfabetism al minții, dar sus părut, pentru că omul când vrea să autorizeze ceva, vine și spune: dar tu nu știi că cu tare e profesor universitar, dar nu știi că cu tare e academician, dar nu știi că a avut cu tare funcție, dar nu știi că a studiat nu știu une. Tă, n-am nimic împotrivă. Îți respect diploma și puterea. Îți respect valoarea și lucrarea. Dar n-ai studiat la școala 5 zecimi. Vedeți? Asta e greșeala. Deci lumina care vine de la 5 zecime deschide ochii orbilor, deschide ochii minții, deschide ochii sufletului și deschide ochii cunoașterii. Și acum s-o tâlcuim pe liniștite, pentru că noi suntem în perioada învierii. Ei mergeau pe cale și El le vorbea scripturile și ei nu pricepeau nimic. Deci erau orbi cu mintea. Erau orbi și cu ochii. Aveau ochii lor ținuți să nu-L cunoască. Auzi ce spune Luca. Și iarăși spune, oare inima noastră n-ardea pe cale când ne vorbea Scripturile? Deci ce era în inimă? Întuneric sau lumină? Era, dar era o lumină insuficientă de puterea și cred că chiar la orb aici vom găsi o expresie foarte frumoasă, o slavă care spune așa: să ne curățim simțirile, să golim ascunzișurile inimii și să primim pe Hristos prin cruce și prin înviere. De ce? Crucea este dătătoare de lumină, de mormânt luminos, nu de mormânt întunecos. Mintea și inima sunt morminte întunecoase când n-au lumina lui Hristos în ele.
Pentru că în postul mare, când noi ne pregătim de înviere, preotul timp de 40 de zile strigă din biserică și face cruce cu sfeșnicul. El este simbol, dar reprezintă o lucrare. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Deci nu e un om pe pământ, nu există un păgân sau neopăgân sau neocreștin sau nu există o făptură care are suflet rațional și cuvântător să n-aibă acces la lumina lui Hristos. Asta e ținta. Și atunci inima lor ardea, dar n-avea ținta. De ce? Pentru că aveau ochii ținuți să nu-L cunoască. Vedeți ce fel de orbire, ce tactică. Și acum eu mă întreb, dacă acești apostoli care chiar îl iubeau pe Hristos, chiar îl doreau pe Hristos, chiar îl voiau pe Hristos, chiar tremura inima în ei pentru dânsul, n-au avut puterea să-L perceapă, să-L cunoască, să-L înțeleagă, după voce, după învățătură, după știință, după tot. Cum ar putea un nătărău din ăsta de-a nostru, creștin din ziua de azi, nepăsător și ipocrit, să aibă... Cum s-ar simți Dumnezeu să intre într-o crâșmă unde Moș Vasile bălos cu paharul în gură, pișat pe el la o masă, unde înjură de Dumnezeu, să vină Dumnezeu în fața lui și să zică: Nea Vasile, băi, de ce mă înjuri, băi, eu te-am creat. Ăla-i dă cu sticla în cap, crede că e ăla de la Teșghea. Nu se coboară Dumnezeu în halul ăsta. El s-a coborât în iad unde este izvorul tuturor patimilor. Dar nu se va coborî niciodată la mojicia omenească. Spune Arsenie Boca, preotul ăsta contemporan cu viața îmbunătățită pe care îi vizităm noi mormântul și ne ducem de atâtea ori pe acolo, pe la prislop, așa, că Dumnezeu are două teorii. Întâi îți întinde dragostea Lui și așteaptă să o prinzi cu mâna. Dacă întinzi mâna după dragostea Lui, El îți întinde mâna și te salvează. Dar niciodată nu ți-o dă în mod forțat. Deci nu-ți va dărui dragoste în mod forțat. Tu trebuie să întinzi mâna după ea. Ei, așa este și în situația de față. Când omul e decăzut și ticălos și nemernic, că așa spune psalmistul, să folosim termenul lui, și în rând cu dobitoacele fără de minte, Dumnezeu pleacă de la el. Este silă de omul pe care l-a creat, în ce stare jalnic a ajuns. Ce spune o mamă și un tată unui copil care îi strică reputația familiei și îl face de râs în sat, în oraș, între prieteni și megeși? Să nu te răspunzi cu mine. Să nu-mi treci bătătura. Să nu-mi spui mamă și tată. Să nu calci prin ograda mea niciodată. Să uiți că te-am făcut noi. Du-te unde vrei. Și sunt oameni pământești care își văd odrasla pe care au crescut-o și au alăptat-o la sân și au ținut-o de mână când era mică și se leapădă de ea. De ce? Pentru rușinea provocată prin faptele lui. Cu cât mai mult Dumnezeu, cu 6 miliarde de nebuni pe fața pământului, care fiecare cu moftul lui, cu ideea lui, cu principiul lui, cu părerea lui, cu știința lui, cu deșteptăția, cu cultura lui, cu impresiile lui, cu figurile lui, Dumnezeu trebuie să-l rabde. Și îl rabdă. Îl rabdă că este bun și iubitor de oameni. De la tine vine tot darul desăvârșit, Părintele Luminii. E foarte greu să înțelegi. Deci, și eu personal pot să spun că nu înțeleg. Uneori ești tentat să crezi, ca și în calitate de preot când spovedești și vezi anumite lucruri simple, banale și făcute, dacă vreți, așa cu nonșalanță, băi, dacă aș fi Dumnezeu, măcar o zi l-aș lăsa bolnav să-și aducă aminte cum e când e sănătos. Dar El ne rabdă până ce așteaptă, cum spune Scriptura, să nu moară păcătosul, ci să se întoarcă și să fie viu. Iar răsplata acestei răbdări este tratată cu o ignoranță și cu o orbire de aia nonșalantă, dar dacă este Dumnezeu, de ce nu vine să-L întreb eu? Dar dacă este Dumnezeu, de ce lasă răul pe pământ? Nu Dumnezeu a trimis răul pe pământ. Oamenii au făcut răul pe pământ. N-a creat Dumnezeu mitraliera, tunul, tancul, bomba atomică, bomba nucleară. N-a creat Dumnezeu cuțitul, n-a creat Dumnezeu războaiele. Omul le-a creat. Dorința de stăpânire, dorința de avariție, dorința de putere. Toate acestea vin dintr-o orbire a minții celei sufletești. Și Dumnezeu s-ar fi scârbit de om. A fost pe punctul să o facă și a fost pe punctul să ia decizia forte,
Și a zis așa, nu este Duhul meu în oamenii aceștia, deși El le-a suflat suflare de viață. Și a zis așa, îl voi pierde pe om. Deci, gândiți-vă că este un verset al Scripturii, citiți la cartea lui Noe când vine potopul, că Dumnezeu vede fără de legile oamenilor și în ce expresie se exprimă Scriptura când vorbește de faptele oamenilor de atunci. Spune că erau proști, primitivi, nespălați, miroseau a transpirație, nu știau să mănânce cu furculița, șteargă șervețelul la gât, n-aveau parfum, nu știau de șaorma și de pizza. Nu. Spune așa, scurt. Și în vremea lui Noe, oamenii mâncau, beau, se veseleau, se măritau, se însurau și totuși mânia lui Dumnezeu a venit peste dânsii. Deci, vedeți, n-a spus de un păcat, n-a vorbit de desfrâu, n-a vorbit de urgii sexuale, n-a vorbit de avorturi, n-a vorbit de fără de legi, de lepădări de credință, de ucideri, de nimic. A spus așa, mâncau, beau și se veseleau, se măritau și se însurau și totuși mânia lui Dumnezeu a venit peste dânsii. Ce arată aceasta? Viața formală pe care noi credem că dacă o trăim, la mod obișnuit, asta lui Dumnezeu îi place. Însă ce devine interesant? Devine faptul că imediat ce vezi un cadavru în sicriu, din dorința de a stăpâni frica, teama, spaima, congestia sufletească, împodobești sicriul cu danteluțe albe. Pui floricele, pui costum frumos, pui cămașă frumoasă, vopsești mortul, îmbălsămezi, îl îmbraci în costum, îl faci ca un bibelou. De ce faci lucrul ăsta? Din respect față de cel decedat și din frică de tine că mâine ești tu acolo. Aceste tradiții au devenit o obișnuință. Le vede omul cu aceeași nonșalanță cu care cumperi castraveți de la magazin. Nu te impresionează cu nimic. Deși în slujba morții spune așa, vai câtă frică este sufletului când se desparte de trup. Noi nu avem de unde să știm treaba asta, că toți avem sufletul noi, nu ne-am despărțit de el. Dar știm că moartea e cutremurătoare, neamuri îndoliate, plânsete, scâncete, dureri, lacrimi, batiste. Dar cu ce mă zidește, sufletește, dacă tu rămâi la fel de mort și rece ca și mortul din sicriu? Nici nu l-ai băgat bine în groapă și tu te-ai întors la ce mâncau, beau și se veseleau, ce n-ați prins în mormântări? Să fac glume, să spun prostii, să amintesc fapte din vremea când era în viață, cu cine era prieten, ce prostii spunea, ce ghidușii făcea și gata, mortul stă acolo să judecă el cu Dumnezeu în particular. Dar noi am uitat deja de el. E tot o orbire care ține de minte. Și această orbire s-a răspândit în așa mod încât astăzi poți să latri în pustiu. Și Ioan Botezătorul, dacă vine, nu face față nesimțirii din ziua de azi. Și Sfântul Apostol Petru, dacă vine, sunt ferm convins că în firea lui iute ar fi luat oricând peste picior și dat la protecția copilului că a fost prea aspru. Și Dumnezeu, dacă vine astăzi printre oameni, este legat și dus la un spital de nebuni. Pentru că noi avem Dumnezeu nostru. Noi, ia explicați-mi dumneavoastră o chestiune simplă. Spune în Apocalipsa așa, că la vremea sfârșitului, Enoch și Ilie vor coborî pe pământ și vor predica pocăința. Să spunem când vă duceți astăzi acasă, că în Podul Roșu apar doi oameni îmbrăcați alandala după vremea modei, cum erau ei atunci când i-a răpit Dumnezeu la cer, și vin și predică pocăința în Podul Roșu. Câți nu râd, câți nu dau cu piatra, câți nu fac cruce, câți nu pleacă, câți nu ironizează, sau îmi spun, dar de unde au scăpat nebunii ăștia? Cine-i leagă? Anunțați 112. Vor fi mai multe anunțuri la 112 decât luarea aminte la Apocalipsă. Pentru că și spune Scriptura. Și ei vor fi uciși de oameni și vor cădea ca doi măslini secerați, zice Apocalipsa, că nimeni nu-i va crede. Din porunca lui Antichrist. Cine e Antichrist ăsta că tot îl căutăm noi cu orbirea noastră și umblăm după el ca chiorii cum umblă șobolanul după ouă pe întuneric? Antichrist ăsta este eu-ul nostru personal. Antichrist nu este o dihanie. Este diavolul în persoană
care se înmaterializează în om prin patimile lui. Urăști ești antichrist, dușmănești ești antichrist, bârfești ești antichrist, faci rău ești antichrist, desfrânezi, ucizi, omori, furi, te lepezi de credință, ești antichrist, ești ateu, ești antichrist. Deci, acestea sunt faptele lui antichrist, contra lui Dumnezeu, de aia spune antichrist, antichristos, împotriva lui Hristos. Deci nu-i vă dihane ceva care vine și apare toată strălucind cu aur și cu armate și pune stăpânire pe lume. Că unii cred că, da, că toată lumea îi se va închina. Păi da, normal că îi se închină, frate, azi a ieșit din biserică și după amiază. Unii se îmbată, unii merg la grătar, unii bârfesc, unii fac rău, unii fac una, unii fac alta. Da, eu mă închin singur, mă duc și beau și mă îmbăt și nu mi-a folosit cu nimic liturghia de dimineață. Și eu deja i-am făcut lui antichrist o faptă, m-am mai trecut la el cu o chestiune. De ce v-am vorbit de lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că această orbire vine dinăuntru. Dar Hristos, ca să o poată explica, că eu n-am terminat ce am spus, a venit și ne-a demonstrat-o prin cei doi apostoli. L-au cunoscut la frângerea pâinii și mereu vreau să pun accent pe lucrul ăsta. Să n-așteptați convertirea vreunui necredincios fără prezența lui la biserică. Că te duci tu, cum mai sunt din ăștia care, părinte, îmi dați voi, uite, cineva nu prea crede și eu vreau să-l învăț. Vezi, nu te învețe el pe tine, eu le spun tot timpul. Pe Hristos l-au cunoscut la frângerea pâinii. Dacă vrei să vezi un necredincios că devine al lui Dumnezeu, caută-l în biserică, l-a spovedit și l-a împărtășit. Da, părinte, eu sunt puturosul ăla care 40, 30, 20, 50 de ani am fost un nei ca căruță fără oiște, am îmblat din gard în gard. Spovedește-mă, dăm și mie un canon că vreau să pun o viață de început normal de creștin. Și după 40 de zile de rugăciune te duci și îl împărtășești cu Sfintele Taine și reînnoiești în el haina botezului, haina Duhului, haina luminoasă cu care s-a îmbrăcat la botez, adică haina Harului, și faci dintr-un orb un om care vede, că așa spune Hristos, au ochi și nu văd. Deci, ăsta e primul semn de vedere, ăsta e primul semn că tu ai făcut dintr-un necreștin un creștin. Și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Când ai să-l vezi pe Ion fizicianul care îl înjura pe Dumnezeu că e în fața altarului cu sfintele în gură, ai câștigat un suflet. Până atunci restul-ți povești. Nu ține teorii că vorbești degeaba. Mai e și un cuvânt în Scriptură foarte dur. Nu mai aruncați mărgăritare la porci și la câini că se întorc și vă rup. Deci toate predicile, sfaturile, cuvântările pe care unul le ascultă cu pasiune, altul le disprețuiește sau le înjură sau le ia în răspăr. De ce? Pentru că nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Îi spui tu prostului de cultură. Îi spui tu idiotului de înțelepciune. Îi spui tu analfabetului de literatură. Da. Deci asta este. Trecând de aici, spune așa. Și apoi, o altă etapă. Și apoi le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deci vedeți care este următoarea etapă pentru un necredincios? După ce s-a împărtășit și a primit trupul și sângele lui Hristos în modul euharistic, prin liturghie, lui se deschide mintea și înțelege singur Scripturile. Din cei care sunteți în biserică, cine a primit de dimineață telegramă să fie azi la biserică? Duhul v-a dus, nu va chema nimeni. Ați venit din plăcere și convingere. Ei, această plăcere și convingere se naște din vedere sufletească, din voință duhovnicească, din cunoaștere duhovnicească, din dor de Dumnezeu, nu din prostie, nu din analfabetism. Să știți că nu înseamnă că trebuie să ai carte ca să mergi la biserică sau nu înseamnă că trebuie să fii prost ca să mergi la biserică. În biserică cel mai mare intelectual este Hristos, învățătorul cel mare, păstorul cel mare, doctorul cel mare, stăpânul cel mare. Și după el noi, apostolii, profeții, mucenicii, patriarhii, prorocii, toți cuvioșii, cuvioasele și toate sfintele și sfinții care îi vedem și pictați prin biserică sau pe care îi vedem sau îi citim în sinaxare. De ce v-am explicat lucrul acesta? O să mă întrebați tot de ce. Eu mă întreb de ce.
ca să vedeți că dacă nu ni se deschid mințile să înțelegem Scripturile, și prezența dumneavoastră în biserică este un act de injustețe față de Dumnezeu. Și ce pot să demonstrez cu asta? Pot să demonstrez următorul lucru. Că omul pe care eu l-am întâlnit azi la Sfânta Liturghie, mâine în oraș săvârșește o nenorocire și presa nu spune Ion al lui Maria lui Ileana a ucis un om. Un creștin ortodox a călcat un om pe trecerea de pieton și a fugit de la fața accidentului. Dumnezeu e de vină. E primul vinovat. Că preotul era beat, călugărul era neserios, creștinul era homosexual sau curvar sau ce, Doamne iartă, mă făcea. Dumnezeu era de vină. De ce era Dumnezeu de vină? Pentru că eu în orbirea mea confund Sfântul Prestol și Sfânta Masă și jertfa divină care vine din cer prin pogorârea Duhului cu actele administrative din societate. Și dacă un creștin greșește, greșește că are slăbiciuni. Și Apostolul Pavel a legiferat și a spus așa, voi cei duhovnicești, mustrați-l și îndemnați-l cu Duhul blândeții, fără să-l pizmuiți și să-l urâți, că așa se împlinește legea lui Hristos. Da, a făcut un rău, de-amu ce vrei să-i tai capul? Noi creștinii de pe urmă, ca să folosesc un termen modern al zilelor noastre, suntem o categorie de creștini dornici de sete, sânge, ură, arme, război, răzbunare și ego. Dă ăștia o prostie la televizor, oricare ar fi ea. Toată lumea își dă cu părerea. Dar cine ești tu, întreabă Hristos, să judeci pe sluga mea? Au n-aș citit ce spune Ioan Evanghelistul? În momentul în care tu judeci înainte de Hristos, ești antichrist. Pentru ce să stau eu să mă tem de cardul de sănătate și de pașaportul biometric când dracu-i în mine? Ai mereu întrebarea care mi-o pun de dimineață până seara. Am înțeles toate campaniile, am priceput toate aluziile, că s-a spus că unii preoți nu conștientizează primejdea. Nu o conștientizez! Primejdea cea mai mare pe care trebuie să o conștientizăm în secolul 21 este următoarea. Că dacă nu deschidem mintea creștinilor să înțeleagă că sunt în pericolul de a se dilua dintr-un creștinism serios, revelat, să ajungem un creștinism abstract, diluat, ca o lătură, ca o ciorbă fără gust și fără arome, noi o să ajungem să ne dărâmăm singuri biserica care noi am zidit-o și am pictat-o. Noi o să ucidem pe popa din ograda bisericii, tocmai pentru că nu este întru totul de acord cu voile sau cu principiile noastre. Deci, în locul unde astăzi este o biserică, foarte ușor mâine poate să fie un bloc de locuințe. În locul în care este o mănăstire, poate foarte bine să fie un spital sau un azil, sau poate să fie un preventoriu, cum au făcut și comuniștii pe vremea lui Ceaușescu. Și au făcut bine, că le-au păstrat, le-au protejat, că dacă le lăsa pe mâna oamenilor, scotea pietrele din biserici și își făceau temelii la ogradă, la gard și la casă, omul în stare de orice. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că nu actul biometric este pericolul care bântuie peste lume, ci incapacitatea noastră de a-L înțelege pe Dumnezeu și de a-L trăi la modul firesc și normal, atât de normal trebuie să fii ca și creștin și trebuie să ai așa o delicatețe sufletească, încât cei din jurul tău să nu simtă că ești creștin. Tu să fii tot timpul omul care odihnești pe cel din jurul tău. Faceți-vă radiografia. Vedeți cam ce listă de dușmani aveți, vedeți cam pe câți nu-i suportați, vedeți cam pe câți îi dușmăniți, vedeți cam pe câți îi înjurați, vedeți cam pe câți i-ați omorât dacă ați avea putere, vedeți pe câți v-ar place să-i vedeți închiși. Ăsta este încă rămășița cozii roșii a balaurului comunist, în care toți neisprăviții sau toți nenorociții, la vremea aia, că așa le dădea funcții de partid, poate aș citi de prin cărțile astea de ponegrire a
închisorilor și de nenorocirile care le-au făcut pe acolo, prin acele lagăre de educare și așa mai departe, cum oameni omoreau alți oameni cu sânge rece și la modurile cele mai mari, la bestialitatea neînchipuită minții omenești. Dacă pe vremea lui Deciu și Maximilian și a lui Traian și a lui Galeriu și a lui Nero și a lui Caligula și care au mai fost mari prigonitori, te băga în foc sau stăia capul sau te împungea cu sulița sau te da să te mănânce leu, în închisorile comuniste, aceste nenorociri mizerabile pornite din rațiunea umană și ura de om față către alt om, au fost de 10 ori mai periculoase și au dus până la lepădarea de Dumnezeu a celui ce credea în Dumnezeu. Deci, citiți puțin Mlaștina disperării, Oranche, citiți asta cum se cheamă, lui Zosima Oancea, citiți mărturiile lui Arhimandritul Iustin Pârvu, citiți a lui Arsenie Papacioc și veți găsi acolo toate lucrurile astea. De ce vi le amintesc? Ca să vedeți unde duce orbirea sufletească, care e cea mai periculoasă. Hristos a arătat astăzi prin acest orb tocmai ceva taman invers de tot. Apostolii au fugit și s-au ascuns la calvarul lui Iisus. Și iată un biet orb care cerșea și căpăta și el mâncare, s-a trezit într-o zi la marginea drumului, că Iisus îl unge cu scuipat, face pământ jos, unge ochii și el vede. Hai să ne închipuim un lucru, că ați făcut un transplant de cristalin, știți ce înseamnă o cataractă. Câtă bucurie n-are un om după operație de ochi când vede că vede fără ochelari sau vede perfect și povestește tuturor ce doctor a întâlnit, cum s-a ocupat de el, cum vede de bine, cum aude el de bine, cât de perfect citește și-i mirat de atâta. Sau de un ordin ăsta care ajunge să facă o întindere de retină sau un transplant de cornee sau ceva și mai mult și începe să zărească lumina și cu cât de mult se bucură el că a putut pătrunde în tainele luminii. Iată că la acest orb de astăzi, problema n-a fost bucuria vindecării, el nu s-a putut bucura deloc. Pentru el bucuria vindecării a fost un adevărat interogatoriu. A fost un adevărat calvar, a fost o nenorocire. Cum să vezi? N-ai voie să vezi. Cum în sinagogă să te vindece? Cum? Cine ți-a dat dreptul să vezi? Și vom lua doar așa două, trei spicuiri. Eu n-am vrut să mă axez pe Evanghelie, că e simplă și o înțelegeți din citirea textului. Întâi au încercat să-l ia prin învăluire, să nege că nu-i el. Deci iată până unde duce răutatea și orbirea din suflet. Hai mă că nu-i orbul ăla care spuneți voi. Deci negarea existenței minunii în fața societății. Ternă, domnule prostile, trimitem noi o comisie și verifică ce umblați cu prostii, ce minuni, domnule. Și iată să vedem. Și unii ziceau, nu este el, seamănă cu acela. Deci vedeți până unde merge ipocrizia. Dar el zicea, auzi, orbul, eu sunt. Și zicea, și cum ți s-au deschis ochii? Deci iată o întrebare la care noi trebuie să mergem acasă și să medităm singuri. Cum s-au deschis ochii? Oare ai mei cum s-au deschis? Ai tăi cum s-au deschis? Ai lui cum s-au deschis? A lui cum s-au deschis? Toți am avut un început în viață când am fost atinși de lumina lui Dumnezeu și ochii noștri s-au deschis. Noi nu știm cum. Și nu încercați să vă explicați că nu veți ști niciodată. Dumnezeu știe asta pentru că El te-a împins în cărările Lui, că L-ai interesat tu și sufletul tău. Omul a spus simplu și la obiect. Mi-a făcut tină, mi-a uns ochii, mi-a zis să merg la Siloam, m-am spălat și ia că văd. Uite ce simplă e o minune. La prima vedere. Trecem peste asta. Și acum întreabă din nou răzvrătiții, și unde este acela? Cum s-a făcut minunea? Unde s-a făcut minunea? Păi dacă tu ești teolog, cunoști Scriptura, ești învățător de lege, ești arhiereu al legii vechi,
Ești cărturar, ești fariseu în templu, ești cunoscător al Torei, ești știutor al legii cele vechi. Cum întrebi tu pe un orb care n-a citit în viața lui Tora unde este acela care te-a făcut să vezi? De unde să știe? Și el a răspuns scurt, nu știu. Poftim, se duce unul la racla cuvioasei Parascheva, se roagă, zice acolo o rugăciune și constată la un moment dat un miracol care poate și-l aduce aminte în piață când ia morcov. Sau și-l aduce aminte acasă când doarme seara în pat. Băi, stai că eu m-am dus cu o treabă, dar aia s-a rezolvat. Dar când s-a rezolvat? Nu știu. Normal că n-ai cum să știi. Ne arată Scriptura o chestiune foarte clară și vreau să o băgați bine în cap. Din când în când un înger a Domnului tulbura apa în scăldătoare. Nu era spectacol, nu era punct de magie. Nu scoteai pălăria și aruncai iepurile afară din ea. Nu băgai mâna la guler și scoteai găina. Nu băgai și scoteai eșarfa. Din când în când un înger. Ce este interesant că știau că e înger. Ce este interesant că știau că din când în când. Deci nu vorbim de un timp anume. Deci, de dată, nouă ne rămâne în minte trei lucruri. Minunea se face pe neștiute, minunea se face pe necunoscute, minunea se face fără timp, pentru că ea vine din atemporar, ea vine din timpul lui Dumnezeu, nu din timpul nostru. Pot eu acum să zic, hai să mă pun eu în genunchi, să fac o rugăciune, să arăt cât ești de credincios. Care e minunea? N-am demonstrat nimic. Toată lumea poate sta în genunchi, toată lumea își poate împreuna mâinile la rugăciune, toată lumea se poate ruga, toată lumea poate plânge. Asta nu înseamnă că e o minune. Mai spun unii că, vai părinte, am fost la o biserică, să vedeți ce plângea toată biserica. Foarte bine. Aș vrea eu să mă pot preface în mii de muște și să urmăresc pe fiecare zburând să văd ce face după ce a plâns în biserică. Mă interesează raportul dintre lacrimi și comportament. Mă interesează raportul dintre umilința de la rugăciune și faptele din societate. Dacă raportul acela rămâne unul curat și omul rămâne unul sfânt, unul ales, unul virtuos, atunci lacrimile alea sunt o minune. Dar să vezi cum plânge baba 5 minute până o batjucurește pe nor, să-și cât rău i-a făcut și când se ridică de jos, am pus-o și pe asta la punct. Dacă vine la popa asta, gata, o dă afară. A rezolvat problema. De ce vă spun lucrul ăsta? Firea este schimbătoare. Omul este slab, sufletește. Stă într-o continuă orbire și ceață, lipsit de lumina Duhului Sfânt, tocmai din comoditatea lipsei de cunoaștere. Și trecem peste toate poveștile astea, și spune așa, că era sâmbăta și Iisus a făcut tină și a deschis ochii. Asta era problema. Toate erau rezolvate în Vechiul Testament, în vremea lui Iisus. Singura greșeală era că era într-o sâmbătă când a făcut tină. Vedeți ce simplu se poate nega un adevăr? Vedeți ce simplu poți strica o realitate? Prin orbire sufletească, era sâmbătă. Păi cum să te ajut eu dacă e sâmbătă? Sigur, domnule, omoară-l dacă e sâmbătă. Și-a întrebat Iisus, ce este? Vedeți cu câtă înțelepciune. Deci pe Iisus trebuie să-l respectăm, nu neapărat că noi îl iubim pe Dumnezeu sau îl cunoaștem pe Dumnezeu, sau știm prea multe despre Dumnezeu. Pe Iisus trebuie să-l iubim numai pentru modul pedagogic care ne-a învățat să ne purtăm într-o societate murdară și decăzută. Este meritul lui cel mai mare că a reușit să stea între cretinii vremii lui să se altereze de ei. Cine mă vădește de păcat să arunce cu piatra? A stat între ei și nu s-a murdărit de ei. A stat între fariseismele lor și nu le-a moștenit. A stat între cărturăriile lor și fără de legile lor și nu s-a întinat cu ele. A rămas curat. Asta e marea taină. A știut Iisus cum să se ferească de ei. Și când l-au luat la împrejur, că cum adică sâmbăta tu faci minuni și vindeci, Iisus i-a întrebat un lucru simplu ca să-i prindă în propriul lor cuvânt. Ce să cade sâmbăta să faci? Bine sau rău? Ne dă voie cineva sâmbăta să facem rău? Noi vorbim de sărbătoarea lor, ei țineau sâmbăta, că era trecerea prin Egipt, astăzi e duminica. Să spunem că acum cineva leșină, cade jos, face un stop respirator. Păi nu chemăm salvarea că e duminica.
Nu dăm telefon, că eu duminica nu muncesc. Nu-i dau un par cu apă, că eu duminica nu scot apă din fântână. Nu-i dau două palme și nu-l resuscitez, că eu duminica sunt liber, nu sunt doctor. Deci vezi? Cam așa se trata lucrurile și atunci. Bine, azi ar fi mai comod. Are, nu știu ce, vedeți ce se întâmplă. Și fiecare pleacă, trece și nu se uită, că se spăre. Știi, omul în poziția normală nu creează niciun disconfort. Dacă a căzut, dacă horcăie, dacă mârie, dacă țipă, dacă plânge, devine ostil tuturor. De ce? Toată lumea se împanichează pentru că nu știe ce înseamnă anormalitatea, dar noi fugim de anormalitate și de fapt ne ascundem în spatele ei. Pentru că noi de fapt toți suntem anormali și toți avem aceleași neputințe. Oricare din noi poate leșina, oricare din noi poate face infart, oricare din noi poate muri, cădea jos, orice. Dar noi nu o vedem prin noi, o vedem prin ăla căzut. Ei, lui Iisus i s-a făcut milă de acest orb. Ați zis, vă cerșește de prea mult timp. Azi îl fac sănătos. Vedeți? Asta e marea taină. Și iată ce frumos spune aici. Cum ați îndrăznit să spuneți că acest om este de la Dumnezeu? Vorbeau la adresa lui Iisus. Cum poate el să nu țină sâmbăta? Vedeți din nou accent pe sâmbătă. Cum poate un om păcătos să facă asemenea minune? Deci, din clar i-au pus ștampila. E păcătos că nu ține sâmbătă, așa că minunea a căzut din start. Deci nu-i mai valabilă. Nu-i valabilă că nu are aprobare. N-avea aprobarea cărturarilor și fariseilor. Văzând că nu o scot nici într-un fel la capăt, l-au întrebat din nou. Cum te-a făcut, Domnule, să vezi? Și iată ce frumos scurtează discuția orbul. Eu cred că e proroc. Ce știa poporul Vechiului Testament despre proroci? Că sunt oameni purtători de Duh Sfânt și aleși de Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește. Și când a spus chestia asta, i-a nebunit de tot. A spus, ăsta e nebun, nu mai vorbim cu el. A zis, aduceți pe părinții lui încoace. Au mutat căruța, au zis, punem boi în spatele carului și punem carul înaintea boilor. Și a zis, aduceți pe părinții lui. N-au crezut despre el și au chemat pe părinți să vadă ce spun ei. Uite ce spuneți fiul vostru, că s-a născut orb și el vede acum. Deci vedeți până unde merge ipocrizia. El spune că s-a născut orb. Nu știa că e orb, spune doar. Părinții de frică, știind ce mizerie era și pe vremea respectivă în societatea omenească, a spus așa, nu ne întrebați pe noi nimic. Este major, știm că vede, știm că e fiul nostru, știm că s-a născut orb, întrebați-l pe el. Este în vârstă și va vorbi singur despre sine. Deci iată, în același timp, frică împletită cu maestrie, cu înțelepciune, cu echilibru și cu atenție. Are vârstă, ce înseamnă vârstă? De la 13 ani evreii puteau cunoaște Tora și puteau vorbi de lege, deci avea dreptul să vorbească în templu și în sinagogă. Care ați fost la Ierusalim cu noi acum în vreo două toamne, dacă vă țineți minte, la zidul plângerii, am surprins acel episod frumos când erau îmbrăcați în haine frumoase ca niște împărați, parcă erau niște miri, țineau Tora în mână și toți cântau și îi plimbau și le citea și îi iniția, adică le dădea acel botez al dreptului la cuvânt, foarte frumos, un ritual excepțional păstrat până astăzi. Ei, și acesta avea acest ritual. Are vârstă să vorbească el singur despre sine. Da, e fiul nostru orb, dar noi mai mult nu știm, avem Alzheimer. S-au ferit părinții să intre în polemicile mizerabile în care și societatea intră atunci când vrea să lovească în Dumnezeu prin orice mijloc sau prin orice mod. Da. Și spune mai departe, chiar uitați că suntem spre final. Acestea au spus părinții că se temeau să nu fie dați afară din sinagogă. Deci vezi ce motiv? Nu îndrăzni să faci orice. Că poți să riști să te trezești că nu mai ești în sinagogă. Deci până unde mersese presiunea asupra maselor, până a fi izgonit din biserică. Acum întrebarea mea, azi noi mai avem oameni izgoniți din biserică? Da, de diavolul. El îi ține la poartă sau în sat,
nu îi lasă să audă clopotul sau cântarea de la biserică ca să nu li se facă rău. Trecem peste acest episod și ne întoarcem din nou la un element de frumusețe teologică. L-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, că a văzut că cum s-a șcutat un oscot la capăt. Și l-au luat prin învăluire. Dă slavă lui Dumnezeu! Deci, vedeți, slăvește-L pe Dumnezeu. Strigă ca să se audă că sinagoga e cea care ți-a dat vederea. Noi știm că omul acesta este păcătos. Deci i-au pus etichetă și lui Iisus. A vindecat sâmbăta, e păcătos. Și iată ce răspunde un orb care după ce primește lumina de afară, ia contact, fiindcă în soare și lumina Duhului Sfânt, ia contact cu realitatea și spune așa: dacă acela e orb, dacă acela e păcătos, eu nu știu. Deci vedeți ce frumos? A nu judeca. Nu știu. Ce ușor ne-ar fi și nouă atunci când cineva ne-a... Mai aveți un pic și scăpați, că nu vreau să las textul nepetrecut, mai sunt două idei frumoase, că e păcat el. Ce ușor ne-ar fi și nouă când cineva aruncă cu noroi în celălalt, tu să spui, nu știu frate, nu mă interesează treaba lui, hai să vorbim ceva bun, hai să mâncăm o pizza sau hai să bem un pahar de suc. Nu. Mai scoți rapid telefonul, mai cauți un număr. Auzi, băi, o știi tu pe ea cu batic roșu care stă în spate la biserică cu haina verde. Ce știi despre ea? Cu cine ne-am unii lucrat asta în tinerețe? Deci te autoinformez. Tu încă mai ai treabă până ce reușești să descoși toată genealogia. Ce frumos ar fi dacă noi am spune că acest orb, nu știu dacă e păcătos, dar atâta știu un lucru. Că am fost orb și acum văd. Noi ne referim la minune. Și iată, iarăși îl presează. Dar cum ți-a deschis ochii? E ca și cum eu m-aș duce la un om care l-a operat medicul, a trecut printr-un cancer cumplit, o boală, cât de grea ar fi, că noi nu știm feluritele feluri de boli, și omul vine la biserică și spune: mulțumesc lui Dumnezeu, părinte, iată-mă, sunt întreg, am scăpat. Sau stai la Târgu Mureș sau la Iași, 7 ore cu inima pe masă, îți spune alta la loc și a doua, peste o lună ești cu geanta în mână pe stradă, mergi la liturghie. Și cel care te întâlnește întreabă: dar cum te-ai făcut sănătos? Și ăla spune: păi am fost la doctor, m-am operat, mi-a schimbat inima, mi-a pus valve, mi-a pus tenduri și ia ca merg. Dar cum te-ai făcut sănătos? Dar eu însă știu cum m-am făcut sănătos. Dumnezeu știe cum te-ai făcut sănătos. Cine poate să vorbească despre o taină și despre o minune în adâncul ei dacă nu o știe și nu o înțelege? Deci astea sunt cuvinte apofatice. Ce poți să spui tu? Știe cineva în ce direcție curge Duhul? Iată ce spune Scriptura. Duhul suflă unde voiește. Deci de-abia aici putem vorbi de ozeneu. Pentru că Duhul umblă cum vrea, El n-are direcție, suflă unde vrea. Și nu știm cum suflă, de jos, de sus, din stânga, din dreapta. Nu știm. Și iarăși insistă, dar cum te-a făcut de ți-a deschis ochii? A treia oară, deci vedeți câtă insistență ca să-l blocheze, să ajungă la cuvântul lor, adică ei să aibă ultimul cuvânt. Și acum ce frumos îi iau orbul un pic la împrejur ca să vedeți că omul când vede, știe și cunoaște, mai știe să pună și la punct ceea ce ni se cere și nouă ortodoxilor câteodată. Să nu stăm ca mămăliga în ștergar, acolo saburim până ne răcim. Când te iau unul peste picior cu credința, îi spui: băi, știi care-i treaba? Măcar bunul simț din tine să te îndemne să nu vorbești urât la adresa lui Dumnezeu că e mai bătrân ca tine. Atât, e suficient. Nimic în plus nu trebuie să-i spui. Nu-i fă teologie, că la prost teologia nu-i folosește. Irită ca la câine vargă. Și a spus, acum v-am spus și tot n-ați auzit. De ce voiți acum iarăși să auziți? Și iată ce frumos să ia peste picior orbul. Eu cred că voi vreți să vă faceți nu cumva ucenicii lui, să-i ceri iudeului de lege veche să creadă în legea Harului și să întoarcă la Hristos, când ei căutau să-L omoare, să-L arunce în ghenă, să-L arunce de pe sprânceana muntelui, să-L omoare și să-L ucidă și cum a și urmat să-L răstihnească. Și l-au ocărât și l-au făcut în tot felul și a zis:
Tu să fii ucenicul acelea. Noi suntem ucenicii lui Moise pe boală, că Moise a spus clar în pustie, când mureau de mușcătură de șerpi, a făcut un stâlp de lemn, a pus un șarpe de aramă pe el, care gol pe dinăuntru, care preînchipuia dumnezeirea lui Hristos, șarpele, înțelepciunea Evangheliei, și a zis așa, cel ce se va uita la șarpe se va vindeca. Și le spune, proroc dintre voi, ca și mine se va ridica, pe el să-l urmați și să-l ascultați. Știau ei din legea lui Moise, cât știți dumneavoastră din Talmud. Noi știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar pe acesta nu-l știm de unde este. Adevărat este, spune Hristos. Nimeni nu știe ce face Tatăl decât numai Fiul. Și nimeni nu s-a suit la Tatăl decât numai Cel care s-a coborât. Și nimeni nu știe ce face Tatăl decât numai Fiul. Iar cui va voi el să-i descopere, acela va ști. Și apoi se adresează ucenicilor, cum vorbesc eu acum, către dumneavoastră și spune așa. Ia uite ce frumos spune. Mulți ar fi vrut să audă ce ați auzit voi. Și mulți ar fi vrut să știe ce voi știți. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Eu spune lui Toma. De ce? Credința nu e întotdeauna un act de vedere. Un pusnic stătea în pustie 70 de ani și n-a făcut nicio minune în viața lui. Și a venit dracul într-o zi în chip de călugăr și a zis, vai, părinte, dar ce prost ești, pusnicul cu tare scoate dragi, pusnicul cu tare învie morți, pusnicul cu tare vorbește cu îngerii, pusnicul cu tare vede îngeri. Tu ce minune ai? Ai stat 70 de ani în pustie degeaba și ți-ai bătut joc de viața ta. Du-te în cetate că pierzi timp aici de pomană. El prostuț, luat peste picior și a luat rapid bocceaua și a tăiat-o în cetate. Dumnezeu, care știa osteneala 70 de ani și n-a vrut ca să-l piardă, a trimis imediat pe îngerul lui păzitor în formă de călugăr și i-a zis la modul invers, ca să nu-l lase în gheara diavolului. Ci că, părinte, ma ta nu ești pusnicul din cutare loc? Da. Toată pustia vorbește de tine. Câtă nevoință și lucrare ai avut și 70 de ani nu te-ai mișcat de la rugăciunea ta din pustie. Dar unde mergi acum cu vioșia ta? Păi vreau să merg în cetate, păi vreau să spun ce am auzit de la pusnicul făcător de minuni de acolo, că peste 3 zile te vei săvârși. Ar fi bine să amâi și să pleci după aceea. Întoarce-te la chiliuță ca să nu te prindă cumva moartea prin cetate. Ăsta iar s-a speriat și a luat bârbele și s-a întors înapoi la bordei. Numai că spre deosebire de cei 70 de ani de viață sinceră, simplă, curată, trăită cu Dumnezeu, fără vedere, fără auzire, fără vedenie, fără minuni, fără nimic, ci o normalitate desăvârșită, acea delicatețe de care v-am spus, absența prezenței noastre în jurul nostru. Nimeni nu trebuie să știe că eu exist în jurul lui. Nu-l deranjez, nu mă deranjează, nu-l supăr, dacă pot să-i fac bine, dacă pot să nu-l bag în seamă. Deci numai dacă sunt solicitat, contactez. Cum spune Filocalia, nu vorbi neîntrebat, nu scăpa vorbea iurea. Te golești lăuntric. Și se întoarce ăsta acasă și la Sfințitul Soarelui lua cinstitul pahar cu apă și câteva curmale din copacul care l-a hrănit toată vremea în pustie. Când s-a dus izvorul, nimic, nisip gol. Când s-a dus la copac, nimic, nisip gol. A căzut cu fața la pământ și a zis, Doamne, oare cu ce am greșit ție că mă lași să pierd de foame aici în ultimele 3 zile pe arșița asta? Și atunci se aude glasul Dumnezeu. Cuvioase, cuvioase. 70 de ani te-am vegheat pentru simplitatea ta, pentru omenia ta, pentru smerenia ta, pentru corectitudinea ta, pentru râvna ta. Cine crezi că te-a hrănit? Atât de nebun poți să fii să crezi că un izvor crește în nisip pustiu și un pom trăiește în nisip uscat? Era darul meu. Vezi ce înseamnă să te îndoiești de lucrarea credinței? A bătut metanii până la pământ, a început să rătrimeze și a țâșnit din pământ copacul la loc și izvorul. Și a treia zi s-a săvârșit și s-a dus la Domnul. Asta este ceea ce căutăm noi în ortodoxie. Hazardismul ăsta bolnav,
de a scormoni sfinți prin găurile pământului, de a căta numai icoane făcătoare de minuni, numai extraterestri, numai viziuni, numai arătări, numai glasuri. N-au treabă cu ortodoxia, fraților. Dacă se arată, e de la Dumnezeu, că doar nu poți tu opri. Uite cum a fost cu respectiva icoană care lăcrima. Domnul s-a dus baba să-i pună picături cu pipeta. A pus-o și ea, a adus-o de unde s-a dus, a lipit-o într-o iță și a văzut de treabă. Altul închinându-se, probabil zicând, vezi că am adus o icoană cu Arsenie Boca, du-te să vezi ce frumoasă e. Atunci a văzut întâmplarea. Știa baba când a început minunea și când s-a sfârșit? Dumnezeu știe. Deci, asta este modul de a trata lucrurile. Nu știu, dar știu că văd. Deci, nu știu, dar știu că există minuni. Atât. Ăsta e răspunsul creștinului cinstit și credincios. Și să ne ducem la final. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, spune acum, dă în continuare orbul, teologie. Dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela l-ascultă. N-a mai spus Hristos, ca să nu-i irite. Din veac nu s-a auzit ca cineva să deschidă ochii unui orb din naștere. Și dacă acesta n-ar fi putut fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut să facă nimic. Deci vedeți ce teologie le-a ținut un orb care a cunoscut taina minunii? Unde lucrează Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Și cu asta basta. Asta a vrut să spună într-un cuvânt. Și acum ăștia, când s-au văzut mai urât atinși, au început să-l spurce, cum vă spun eu, când începeți să luați pe cineva, trebuie să-i spuneți tot, sinaxarul. După ce că te-ai născut în păcate, tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Cum să primești adevărul când tu ești sluga minciunii, sluga demonului. Și atunci Iisus, după ce l-au dat afară, l-a căutat și găsindu-l, l-a întrebat. Acum Iisus are treabă cu orbul. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Deci iată ce întrebare frumoasă, cu asta trebuie să plecați acasă. Oare eu cred în Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Și El ce spune? Dar cine este Doamne ca să cred în El? Dar cine este Doamne? Cine a spus? Da, dar nu știu cine este. Dar cine este Doamne ca să cred în El? Și a dat seama că trebuie să fie de ceva, vorba de ceva măreț. Și a spus, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Așa că, văzând toate acestea farisei, acum au spus și ei ceva. Au zis unii dintre ei, oare noi suntem și noi orbi? Că nu-L vedeau pe Iisus. Nu-L vedeau pe Iisus. Iisus era cu ei și el nu-L vedeau. Au văzut minunea și n-au recunoscut-o. Au văzut măreția deschiderii unui ochi. Păi, închipuiți-vă cât îți trebuie la un cristalin, operație, laser, anestezic, tratamente. Și Iisus unge cu glod, pune acolo și fiind Dumnezeu, de fapt ce face? Corectează nervul optic, corectează pupila, corectează irisul, corectează tot acolo și face ochiul să vadă. Sau poate chiar orice ar fi fost retina stricată, imediat o repară, prin atingerea cu pământ. Continua creația, de fapt. Și spune, băi, cred că și noi oare suntem orbi? Deci e bine dacă noi ajungem să ne punem singuri această întrebare. Mă, nu cumva și noi suntem orbi? Și aceasta este o întrebare adresată societății. Oare când jicnim, când batjocorim, când luăm peste pe Dumnezeu peste picior, nu cumva suntem și noi orbi? E o vorbă pe care a spus-o Hristos lui Pavel. Foarte frumoasă. Pavel a omorât creștini, a prigonit, a făcut rele, era un iudeu convins că iudaismul e lege. De aia și scrie epistola către evrei, pentru că tot timpul și-a dorit ca neamul lui să mântuiască. Dar a folosit un termen frumos, Hristos. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Să nu uitați că în ziua judecății, cei care au negat dumnezeirea lui Hristos, existența treimii, lucrarea lui Dumnezeu în lume, existența lui ca creator, guvernator, proneator, vor fi asemănați cu prigonitorii, cu păgânii. Și spune, de ce mă prigonești? Și apoi îi dă o replică pe care să o înțeleagă în ce constă prigoana. Îți este atât de ușor să lovești cu piciorul în țepușă?
Adică dacă simți că te arde sufletul, dacă simți că te frământă interiorul, de ce nu te oprești? Asta e întrebarea. Când ne oprim din rele? Dar acum, însă Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, n-ați fi avut păcat. Amul le-a tras-o Iisus, așa frumos pe față, le-a replica. Dacă ați fi fost orbi, chiar n-aveați păcat. Dar acum ziceți, noi vedem, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. Deci exact ce v-am spus eu. Dacă n-am ști legea lui Dumnezeu, n-am avea cărți, n-am cunoaște, n-am avea biserici, n-am avea învățătură, n-am avea adevăr și nimeni nu poate. Deci dacă un creștin s-ar plânge că biserica i-a pus vreo restricție care îl rupe de cotidianul modern, de realitatea modernă, bine, exceptând mărșăviile trupești care nu țin de etica și de deontologia creștinului. Deci nu poți să fii un criminal să faci avorturi în serie, desfrâuri în serie, sodomii, gomorii, nenorociri și tu să vii să iei sfintele taine, Doamne ferește. Dar în rest, biserica nu-ți interzice nimic. Vrei casă, ai casă, vrei masă, ai masă, ai mașină, ai telefon, ai avion, ai satelit, ce vrei tu. Dar trebuie să ai un suflet bun. La toate acestea trebuie să înveți să-L vezi pe Dumnezeu. Amin. Amin. Thank you.